Bună ziua și bine ați revenit la Prof Online. Să nu uitați cumva să dați like sau share. Așa este, să nu uite. Iar noi nu mai stăm pe gânduri și ne apucăm de lecții, da? Poftim, Noemi, tema pentru acasă. Voi ați făcut o parte din ea, înțeleg, nu? La școală. La școală, așa, așa. Mă continuăm. Dăm drumul. Astăzi facem metrul în triunghi, care are toate laturile egale, cu 7 cm. Deci, un triunghi care are toate laturile egale. Știi cum se numește triunghiul acesta? Noemi. Triunghiul care are toate laturile. Ei, da, e uitat. Hai să zicem așa. Triunghiul se clasifică după două lucruri. După laturi și după unghiuri. Deci clasificarea triunghiilor. Să zicem așa. Clasificarea. Te rog să scrii și pe, da? Clasificarea triunghiurilor. Triunghiurilor. Da? Clasificarea triunghiurilor. După laturi și după unghiuri. Da? După laturi și după unghiuri. După laturi. Întâlnim triunghiuri. Ia să vedem. După laturi. Ce fel de triunghiuri? Un triunghiu are care? În care toate laturile sunt diferite, da? Da. Triunghi oarecare, adică toate laturile diferite. Deci triunghi oarecare, da? Deci toate laturile diferite. Apoi, un alt tip de triunghi, triunghi isoscel, da? Care are două laturi egale, triunghi isoscel și triunghi echilateral. Triunghi isoscel, două laturi egale. Da. Două laturi echilateral, toate egale. Așa, laturi egale. Iar echilateral, toate laturile egale. Iar după unghiuri, ca să terminăm povestea, da? După unghiuri întâlnim triunghiuri obtuz, drept și ascuțit. Obtuz și spunem un unghi mai mare de 90 de grade. Ascuțit. Obtuz, drept, ai spus. Da. Drept. Un unghi de 90 de grade. Da, deci nu se spune triunghi obtuz, triunghi drept. Triunghi obtuzunghic. Deci, corect este să scrie obtuzunghic. Aici, da? Obtuzunghic. Dreptunghic. Deci, așa se pronunță. Triunghi obtuzunghic, dreptunghic. Dreptunghic. Și ascuțitunghic. Și acum am să le desenez. Un triunghi obtuzunghic. Dacă sunt eu la tablă, nu mai pierdem timp. Până vii tu, până scrii, până nu știu ce, nu mai pierdem timp, da? Fac eu repede aceste lucruri. Și voi o să vedeți exact. Deci, triunghiul obtuzunghic, adică un triunghi care are un unghi mai mare de 90 de grade. Exemplu. Asta este un triunghi obtuzunghic, da? Dreptunghic. Acesta este. Triunghi dreptunghic. Are un unghi de 90 de grade. Și ascuțitunghic, toate unghiurile ascuțite. Da? Toate unghiurile ascuțite. Deci, ăsta este obtuzunghic, ăsta este dreptunghic și ăsta este ascuțitunghic. Iar triunghiul
Isus cel. Isus cel este ăsta în care avem două laturi egale. Și echilateral, da, Isus celul ăsta este două laturi egale. Și echilateral toate laturile egale între ele, da? Iar cel oarecare, cum ar fi ăsta? Toate laturile diferite. Nici o, nu există două laturi egale, da? Toate sunt diferite, una diferită de cealaltă. Și acum, hai să ne întoarcem în problema ta. De ce era... Află perimetrul unui triunghi care are toate laturile egale cu 7 cm. Deci dacă toate... 3. Sigur că da, e vorba de un triunghi echilateral, da? Da. Că toate unghiurile egale, înseamnă că avem de-a face cu un triunghi echilateral, da? Uite așa. Deci triunghiul A, B, C. Și atunci, dacă toate laturile sunt egale, de câte au spus? Că ai spus de 7, nu? Da. Centimetri. 7,3. Atunci, perimetrul triunghiului A, B, C, da? Perimetrul, așa rotăm, P, egal cu 3 ori 7 și egal cu 21 centimetri. Da? 31, 21 de centimetri. Mai departe. Află perimetrul unui triunghi care are laturile de 3,4 și 5 cm. Deci află perimetrul unui triunghi. Unui triunghi care are laturile de 3,4 și 5 cm. Adică undeva latura de jos. E unul Isus cel. Deci dacă are laturile doar cu două dimensiuni, dacă te oferă numai două dimensiuni, da. Înseamnă că ne gândim la un triunghi isoscel. Dar nu spune află laturile unui triunghi. Află perimetrul. Perimetrul unui triunghi, ia să vedem. Află perimetrul unui triunghi care are laturile 3, 4 și 5. A, adică toate dimensiunile ți le dă. Da? Află laturile unui triunghi care are dimensiunile 3, 4 și 5. Adică 3 plus 4 plus 5. Așa. 3, 4 și 5. Atunci perimetrul triunghiului respectiv ABC este egal cu 3 plus 4 plus 5. Da? Și face cât? 7 cu 5, 12 centimetri, nu? În centimetri sunt dați. De acord? Bine. Eu vreau să vă mai spun încă ceva. Există o proprietate foarte interesantă la numele este 3, 4 și 5. Pătratul unuia, adică ce înseamnă pătratul unuia? 5 ori 5. 4 ori 4. Și, 2, și 3 ori 3. Deci pătratul unuia, iată, 5 la a doua este egal cu 4 la a doua plus 3 la a doua. Spuneți voi dacă este adevărat. Dar ce înseamnă 5 la a doua? Adică 10. Nu? A, nu, 25. 5 ori 5. Da, 25. Adică 25 este egal cu 16 plus 9. Da. Da? Când se întâmplă într-un triunghi să povestea asta, deci dacă vi se întâmplă ca într-un triunghi să fie dat în dimensiunile așa, încât pătratul unei laturi, să fac suma pătratelor celorlalte, se cheamă că triunghiul atunci este dreptunghic. Rezultă că triunghiul este dreptunghic. Da? Triunghiul așa arată. Așa arată triunghiul în condițiile astea. Deci când se întâmplă așa o chestie, triunghiul arată așa. Asta e de 3, asta e de 4 și asta e de 5. Deci, vreau să vă spun încă ceva în plus. Deci dimensiunile acestea, 3, 4 și 5, reclamă un triunghi special. Un triunghi de care nu l-am auzit. Un triunghi dreptunghic, care are un unghi de 90 de grade. Iar latura cea mai mare corespunde, nu? Este așa. Și cele două, 3 și 4, fac unghiul drept. Deci cele două, 3 și 4, fac unghiul drept. Se numesc catete și asta se numește ipotenuză. Da? Deci mai multe lucruri ați găsit acum la problema asta. Ce lucruri mai ai găsit tu? Ca și este numere? 3, 4 și 5, da, dimensiuni, sunt laturile unui triunghi. Unui triunghi dreptunghic. Corect, da? Laturile unui triunghi dreptunghic. Și iar cea mai mare se opune unghiului de 90 de grade. Da.
Deci cea mai mare cinciu se opune unghiului de 90 de grade și este numită ipotenuză. Da? Ipotenuză. Da? Și ăsta se numește, cum am spus, catete. Catetă. Și cealaltă tot catetă. Catetă. Deci vezi, niște lucruri în plus. Ai căpătat așa. La proful online ai descoperit ceva mai mult decât în mod obișnuit. Deci în mod obișnuit știai că doar să adun laturile astea. 3, 4 și 5 adunate formează perimetrul triunghiului, da? Bun, mai departe. Desenează un triunghi cu toate laturile de câte 3 cm. Este să desenăm un triunghi cu toate laturile de 3 cm. Cum ați proceda voi ca să desenați un triunghi cu toate laturile de 3 cm? Adică să fie echilateral. Ca să fie echilateral, așa, așa. Păi facem linia de jos de 3 cm. Una din ele, da. Da. O luăm, noi facem între cea de jos, după luăm jumătatea ei. Așa. Adică 1,5. Deci, practic, la mijloc, la 1,5, da. Da. După tragem o linie de acolo, de la mijloc, punctată în sus. Așa, perpendiculară se cheamă, da? Da. Ducem o perpendiculară pe mijlocul laturii acelea. Și după facem adică laterale, între 3 cm. Și, pe urmă, miște așa, fel încât să îți dea 3 cm până o atinge pe aceea, da? Da. Asta este un mod, de, să spunem, de construcție la nivelul vostru, așa. Dar știți cum s-ar construi cel mai bine? Cel mai corect? Cu, cum se numește, compasul. Cu compasul, sigur că da. Noi mai știi cum s-ar construi compasul? Nu. Eu da. Voi aveți un compas la voi acum? Acum nu, l-aveam în celelalte. Deci, în, nu l-aveți la voi? Azi. Nici tu nu ai, nu? Nu. Foarte rău. Iată cum se construiește cel mai frumos și mai sigur, mai exact, mai exact decât vă închipuiți voi. Foarte precis. Deci, am spus așa, că luați aici o de 3 cm, da? Un segment de 3 cm. Ca așa, dacă ați spus, de 3 cm fiecare, da? Da. Așa. Eu l-am luat un pic mai mare, că nu pot să respect asta, da? De 3 cm. Și pe urmă, voi ați ridicat, ați căutat mijlocul la 1,5 și ați ridicat așa o perpendiculară. Și pe lungul linii ați făcut așa fel încât să fie asta de tot de 3, nu? Bun. Dar cel mai frumos ar fi fost să veniți cu compasul, uitați așa, și fixați în deschizătura compasului, vârful aici, nu, vârful compasului, da? Aici, și în partea asta altă creionul, da? Și în deschizătura ați luat acum 3 cm, nu mai măsurați. Și acum dacă descrieți un cerc așa, de 3 cm până cât mai mare, un arc de cerc așa. Nu e nevoie să mergeți deasupra, ci mai de desubt, ci mai deasupra. Și acum am fixat, mutați vârful compasului în partea cealaltă și cu aceeași deschizătură, da, trasați iar și un arc de cerc. Și el se întâlnesc într-un punct chiar pe asta, dacă ați trasat-o corect. Dar nu mai trebuie să o trasați pe asta. Pur și simplu, numai când găsiți punctul de intersecție. Și urmăniți punctul de intersecție cu capete, nu? Da? Și ăsta e triunghiul echilateral. Da, la mine nu chiar echilateral, parcă. Din ce motiv? Probabil că n-am, deci n-am măsurat cu foarte multe precizii. Așa, și iată. Un pic mai jos trebuia să coboare și atunci ar fost triunghiul echilateral. Da. Asta e modul de construcție foarte exact al... Da, jos ați luat 7 și acolo... Da? Aproximativ. Adică așa miză mie. Da, bine, te uiți unul așa de la depărtare și da. Se pare că ai găsit corect. Mai departe, așa se construiește. Mai departe, altă problemă. Dacă după
cealaltă este, trebuie să facem, să găsim câte triunghiuri, adică asta și da? Mai sunt câteva triunghiuri. Deci să facem o figură, desenez exact figura asta de aici și până să numărăm câte triunghiuri descoperim. Da. Deci este un triunghi, uitați așa. Și o să vorbim și de ce fel de triunghiuri sunt acestea. C, B, undeva pe aici am oarecare. A, 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 B, C, da? Da. Și pe urmă aici un E. Așa. Și apoi D. Câte triunghiuri sunt de figura următoare? Numește-le. Adică să le citim prin trei litere, da? Noi o să facem și ceva mai mult. Mai întâi, Noemi, te rog să-mi citești. Așa, și acolo e furt. Aici e furt, da? Așa. Corect. Ce se cine? Citește triunghiurile. D, F, A. D, F, A, da. Așa. D, C, F. Deci triunghiurile sunt. Triunghiurile sunt D, triunghiul D, F, A. Apoi triunghiul. D, C, F. D, C, F. D, C, F. D, A, E. D, triunghiul D, A, E. D, E, B. D, E, B. D, E, B. A, D, E. A, D, B. A, D, B. Triunghiul A, D, B. Și mai e unul. A, D, A, D, C. A, D, C. Triunghiul A, D, C. Și mai este unul. Ăla mare. Ăla mare, sigur că șapte. Al șaptea triunghiul ABC. A, B, C. Ei, aș vrea să... A, B, D. A, B, C. Triunghiul mare. Da? Pe A, D, B l-ai vorbit, ai vorbit, A, D, C ai vorbit. De toate. Ăsta, 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 ăsta. Ăsta așa și ăsta așa și tot mare. Da. Vreau să vă uitați la triunghiul DFA. DFA. Ce fel de triunghi este, după cum îl vedeți voi? Căutați cu linia, măsurați așa și vă pro... Este ascuțit. Ascuțit unghic sau obtuzunghic? Ascuțit unghic. Adică unghiul ăsta vi se pare că este tot ascuțit, e mai mic din 90 de grade? Ah. Deci sigur că da, eu mă uit la toate unghiurile. Că unghiul, unghiul ascuțit unghic presupune că toate unghiurile să fie ascuțite. Da? Deci aici, cum vi se pare unghiul acela? Eu zic că e mai mare din 90 de grade. 90 de grade ar fi trebuit. Ăsta este din 90 de grade. Și ăsta ca să fie din 90 de grade, cam așa ar fi fost. Cam așa ar fi fost 90 de grade. Și atunci e obtuzunghic, da? Da. Dacă are un unghi mai mare din 90 de grade. Deci, triunghiul DFA, oarecare, e oarecare, obtuzunghic. Deci adăugăm și aceste informații în plus. Deci față de ce știam, nu le numim pur și simplu, ci vrem să și spunem ce tip de triunghi este. DCF. DCF. Este... Dacă să fie de 90 de grade, nu trebuie linia aia să fie dreaptă. Adică... Deci, ca să fie de 90 de grade, așa ar fi trebuit să pice asta de aici, da? Dreptunghi. Dacă dreptunghi. Câtă vreme nu e asta, ăsta e mai mare de 90, ăsta e mai mic. De ce nu sau? Nu e de deci e mai mic. Ăsta e mai mic, ăsta e mai mic, toate sunt mai mici. Dreptunghi. Nu, nu e de 90, nici unghi. Dreptunghi. Ia să vedem. Uitați. Cum da trebuie ca să fii dreptunghic, așa trebuie să pui. Da, vedeți din partea mea. Da. Deci este cum spunem noi, dacă niciun unghi nu este drept,
Nu-i dreptunghic. Ascuțitunghic. Așa am spus. Da? Ascuțitunghic. Dacă toate unghiurile sunt mai mici de 90 de grade, se cheamă unghi triunghi ascuțitunghic. Triunghi ascuțitunghic. Vreau să urmăriți dacă cumva latura asta DF ar fi cât CD. Ia uitați-vă voi dacă DF este cât CD. Măsurați-o voi pe caietelul vostru. Dacă DF ar fi cât DC. DF cu DC. Măsurați mai întâi pe DF. Și pe rând pe DC. Ba da, sunt. Dar și ce fel de triunghi este acela în care două laturi sunt egale? Nu, este ascuțitunghic, dar cât privește două laturi egale? Este... Dacă n-a scris clasificarea mea? Da. Păi n-a scris de ce, asta e caietul de clasă, nu l-am luat și pe celălalt. Nu l-ați luat și pe celălalt. Dar știi când am clasificat, eu am zis așa, triunghiul are care, dacă toate laturile sunt diferite. Isoscel, dacă are două laturi egale. Da. Da? Este un triunghi cu două laturi egale și deci... Și echilateral dacă toate laturile sunt egale. Deci pare să fie un triunghi isoscel. Așa că, dar este ascuțitunghic isoscel. Da, isoscel. Triunghiul DAE. DAE. E. Este... DAE. Ia căutați-l. Cumva descoperiți două laturi egale sau toate egale între ele? Nu, sunt doar două. Nu, toate sunt diferite. Toate sunt diferite? Sunt mai mici de 90 de grade. Nu, unghiurile. Unghiurile, ta. Da, toate sunt de mai mici de 90 de grade, deci triunghi este ascuțitunghic. Dar întrebarea mea este dacă cumva două laturi sunt egale, ca să fie isoscel. Da. Care ar fi egală? AD și AE. AD și cu AE, ăstea două par a fi egale, da? Da. Și ai măsurat acolo și așa ți-a ieșit. Deci așa ne pronunță. Nu, nu sunt egale. La mine asta. Nu, uite. Nu, e A, D, E. Uite, uite. AD cu AE. Eu zic AD cu AE. Stai, n-ai pus-o bine. De acolo e... E 2,20. Virgulă 20. Virgulă 20. Nu asta, Vicky, nu asta. Păi D, E. Nu D, E. A, E parcă. Vicky. A, E. Vezi, virgulă 2. A, E. Așa este. Dacă am fi avut compasul, ar fi fost și mai ușor. Compasul? Da. Pentru că mergeam cu vârful compasului aici, până în D și până în părânie. Și dacă D, A, de A, D egal cu A, E, era foarte ușor de măsurat. Deci, vedeți, asta e lucru spectaculos când ai compasul. Așa cu linia îți mai fuge câte un pic, ochiul... Nu, el zicea că AD cu DE. Am înțeles. El așa credea că am spus. Deci AD cu AE, pare a fi, da? Deci AD cu AE, deci triunghiul DAE, ce fel de triunghi este? DAE. Este oarecare, oarecare, că toate unghiurile... ascuțitunghic. Ascuțitunghic, da. Că toate unghiurile sunt... Da. Da? Deci ascuțitunghic. Este isoscel. Ascuțitunghic. Și isoscel. Da? Ascuțitunghic, isoscel. Scrieți și voi astea toate. Să știți că este foarte important să le scrieți. Că înseamnă că voi nu numai cât le-am numărat, ci veniți cu informații și mai multe decât simpla... enumerarea triunghiilor. Deci, oarecare obtuzunghic, ascuțitunghic isoscel, ascuțitunghic isoscel, așa, oarecare obtuzunghic, are un nume mai mare de 90 de grade, ascuțitunghic isoscel, ascuțitunghic isoscel,
Bă, dacă ați venit la prof online, vă duceți cu informații mai multe la lecții. Cum așa le numărăm și vedem câte sunt și cu asta basta. Ci să știm și ce tip de triunghi este. După laturi și după unghiuri. Da. Da? Ne-am pronunțat și după laturi și după unghiuri. Triunghiul DEB. Ok. Este un triunghi oarecare ascuțit unghic. DEB. DEB. Ca să fie ascuțit unghic, toate unghiurile trebuie să fie mai mici de 90 de grade. Mie mi se pare că totuși este unul mai mare. Da. Care este unghiul cel mai mare din triunghiul DEB? EU, da? Dacă ăsta am zis că este ascuțit și egal cu ăsta, pentru că într-un triunghi social unghiurile astea sunt egale, totdeauna la bază, atunci nu-i rămâne decât ăsta să fie obtus, mai mare de 90 de grade. Deci ăsta e mai mare de 90 de grade. Și atunci triunghiul este obtus unghi. Deci oarecare, că nici o latură nu e egală cu cealaltă, DEB este oarecare, scriem și noi, oarecare, obtus unghi. Obtuzunghic. Deci triunghiul oarecare, obtuzunghic. Ia să vedem. Am presă că bateria aceea pică, o să o schimbăm. Nu are baterie. La stație. Emite mai puțin. Și pierde puterea și trebuie să o înlocuim. O să o înlocuim imediat. Cum este triunghiul ADB? ADB. Este un triunghi dreptunghic. Așa? Unde e unghiul drept? E de 90 de grade. Unde este? Care este unghiul drept? ADB. E de 90 de grade. Așa. Chiar ai spus bine. ADB. Da. Băgăm litera la mijloc și ne facem referire la unghi. Unghiul A, D, B, adică format de A, D și de D, B. Da? Deci este un triunghi dreptunghic. Nu, dreptunghic are un unghi de 90 de grade, da? Și, nu poate să aibă laturile toate egale. Ce părere aveți de A, D cu D, B? Nu este egal A, D cu D, B. Da? E dreptunghic oarecare. Oarecare, așa. Da? Dreptunghic oarecare. ADC. Este un triunghi, are un unghi, este ascuțitunghic. ADC. ADC. Este... Are un unghi dreptunghic. Deci este dreptunghic. De 90 de grade. Este tot în dreptunghic. Păi cum să fie obtuzunghic? Este dreptunghic. Oarecare. ADC este de 90 de grade. ADC e de 90 de grade. Și oarecare pentru că laturile nu sunt două egale. Da. Da? De ce zicem oarecare? După laturi este isoscel, oarecare și echilateral. Aici oarecare, că laturile toate sunt diferite. Da. Deci, spunem triunghi dreptunghic. Dreptunghic. Oarecare. Da. Dreptunghic. Oarecare. Triunghiul ABC. 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 Isoscel. Isoscel și oarecare. Dar ce latură că ai descoperit că e egală cu care? Păi... Care latură ți se pare ție că ar fi egală cu, are, cu altă latură? E stați. Așa, după cum am desenat eu, pare că AB ar fi cât CD. Dar măsurați voi acolo. AB cât CB. AB cât CB. Nu, nu sunt egale. Nu sunt, da? Deci triunghiul nu este isoscel. Oarecare. Așa. Și ascuțit unghii, că toate unghiile sunt mai mici de 90 de grade, da? Deci ascuțit unghic. Și oarecare.
oarecare. Deci un triunghi ascuțit, unghic, oarecare. Iată, am descoperit că sunt 7 triunghiuri și mai mult am arătat, nu? Am descoperit că sunt 7 triunghiuri și am spus despre ele tot ce se putea spune. Ce tip de triunghi, și după laturi și după unghiuri. L-am privit după laturi și am spus că este un triunghi de care după laturi, dacă l-am primit. Isoscel, oarecare, sau echilateral. N-am avut niciun echilateral. Deci isoscel. Nu, n-am avut. Numai isoscel și oarecare. Iar după unghiuri am descoperit drept unghic, optus unghic și ascuțit unghic. Da? După cine? După unghiuri. După unghiuri. Corect. Mergem mai departe să vedem altă nouă. Perimetrul unui triunghi care are două laturi egale este de 11 cm. Deci perimetrul unui triunghi, perimetrul triunghiului ABC, care are două laturi egale, este 11 cm. Știind că lungimea uneia dintre laturile egale este de 4 cm, află lungimea laturii neegale. Păi facem 4 cu 4 și ne dă 8, cele două egale, și 11 minus 8. Corect. Pentru că spune așa, cam așa arată triunghiul ăsta, da? Da. Asta e de 4, asta e de 4 și în total face cât? În total face 11. Da, în total, da. Da, 11. Și de ce ai spus 4 plus 4 face 8? Și din 11, din tot perimetrul, ai scăzut pe 8 și ai găsit, asta e 3. Da. Deci, care ar fi, ce socotele scrieți voi acolo? 4 plus 4 e egal, 8. 4 plus 4 e egal cu 8. Și 11 minus 8. 11 minus 4, 11 minus 8, egal cu 3. Și asta tot, asta e tot ce trebuia. Ce a vrut autorul să întrebe aici? Eu aș fi spus așa. Perimetrul unui triunghi isoscel, eu aș fi numit triunghi isoscel, deci perimetrul unui triunghi isoscel este 11 cm, iar latura, una din laturile egale este de 4. N-aș fi numit și isoscel. Așa. Mai putem face formule de tipul. Suma dintre latura neegală și egală, eu aș fi format altă problemă, suma dintre latura, una din laturile egale și cu cea neegală este 7, iar perimetrul tot este 11. Află laturile triunghiului. Deci ce aș fi zis? Suma dintre latura, una dintre laturile egale și cea neegală este de 7. Iar perimetrul tot 11 l-aș fi arătat. L-aș fi lăsat. Află toate laturile. Facem? Da. Ne gândim la asta. Cum zicem? Puteți scrie puțin ca să nu... Deci suma, adică dacă aș nota așa, aici B, C. AB plus BC. AB plus BC egal cu 7. Deci suma dintre una din laturile egale și cea neegală este 7. Iar perimetrul triunghiului ABC este egal cu 11. Aflați laturile. Ne dă 4, care este o latură. O latură, una din cele două egale, da? 4. Deci, și... din 11 am scăzut pe 7 și am găsit pe 4. Și acum, din 7 scădeam asta găsită 4 și ne dă cealaltă de 3. Da. Așa vine? Da. Deci, ce calcul ai fi făcut? Așa aș fi făcut. Din 11 scădem
pe 7 și obținem 4. Iar din 7, că era vorba de cea una din laturile egale și cu cealaltă neegală. Deci 7 scădem pe 4 și egal cu 3. Și atunci discutăm. Sigur că da. Dar am formulat o altă problemă în alt context, da? La ce putem face pe tablă? Ce ai mai? Spuneți, desenează un paralelogram. Puteți desena, adică este un cuboid. Nu, puteți desena? Să vedem, să vedem. Desenează un paralelogram. Păi cuboidul, nu. Greșit, dă-mi e. Fac eu? Așa. L-ai dus, asta nu prea e dreaptă, da? Vă da? Deci, face un gol? Un pic, mi-ar dau și un cup. Dar deocamdată, ceea ce am desenat aici este un paralelogram. Da. Adică, ce are paralelogramul? Este figura care are laturile, atenție, laturile opuse, paralele două câte două, da? Deci astea opuse, paralele două câte două. Paralelogram. Paralelogramul, da? Ne dă să facem și o trapeză. Așa. Poți deci, face trapeză? Hai să vedem. Deci paralelogramul l-am reținut acum, da? Bun. Un trapez. Da. Deci trapezul are două laturi paralele. Da. Da? Deci două laturi trapez, așa se numește. Și asta, orice trapez are două laturi paralele. Latura asta și cu asta sunt paralele. O secundă, dar vreau un pic să mai urmărim aici. La trapez mai avem mai multe lucruri de povestit. Vreau să vă spun că în condițiile în care trapezul are astea două egale, trapezul care are este laturile neparalele egale, se numește trapez isoscel. Da? Desenați și voi un trapez. Mai întâi un paralelogram, da? Desenați-vă paralelogramul. Și mai spune și niște comentarii la dedesubt. Deci desenați un paralelogram. Ce scrie acolo? Da, paralelogram. Paralelogram. Și spuneți, laturile opuse sunt paralele și congruente. Foarte important. Laturile opuse sunt paralele și congruente. Și egale. Egale, da? Ai scris congruente? Nu. Laturile opuse sunt paralele și egale. Foarte, foarte important. Ce înseamnă că paralele? Oricât le-am prelungit, nu se mai întâlnesc niciodată, da? Poți deci, face rombul. Dar următorul ce este? Dorombul sau ce este? Romb. De aici ce este? Romb. Romb? Da. Așa. Hai să lăsăm și pe... Dar tu ai dedus, ai făcut paralelogramul. Da. Ea a făcut trapezul. Dar la trapez nu avem discuții? Nu. Nu. Dar nu vi se cere un trapez? Ba da. Când vi se cere? Colin. Acum, este trapez acolo, da? Minciunos este ce. Deci, trapez, da? La trapez, hai să vorbim. Ea a desenat trapezul și să vorbim. Eu. Are baza mare egală cu baza mică? Nu. Paralele. Așa. Deci spuneți, are două laturi opuse paralele. Asta e foarte important. Două laturi opuse paralele. Deci două laturi opuse paralele. Da? Și încă ceva mai adăugați. Dacă laturile neparalele sunt egale,
Are două laturi opuse paralele, nu? Da. Mai notați și deasupra. Trapez isoscel, liniuță, laturile neparalele egale, adică nu sunt paralele, da? Neparalele egale. Ăsta este trapezul care am spus, trapezul isoscel. Da. Bun. Poți să fac rombul. Și acum rombul. Hai, te rog să faci rombul. Poți să faci rombul, te rog. Nu am nevoie. Te rog asta. Stai. Așa. Da. Deci rombul. Ia să vedem. Se putem lua... hai să iau 20 cm. Așa. 20 de centimetri. 41. 20 de centimetri, stați. Este 10. Și deci ar veni aici. Merg aici și iau 10 centimetri. Ați fost văzut și la televizor că scria Profund Online TV acolo la un moment. Păi este televiziunea care o avem noi. Așa. Deci televiziunea care e Profund Online TV. Și am făcut un fel de cruce. Acum. Da. Ca să nu fie pătrat. De-aia. Am înțeles. Foarte fain. Foarte fain au reușit. Lasă de pe celea. A fost foarte important, pentru că el se folosește de o chestiune, da? Importantă pe care tu, la care ai apelat. Să vezi Noemi ce face. Deci a luat o dreaptă de 20 de centimetri. Da. Și a dus-o perpendiculară pe ea, pe mijlocul ei. Adică o căuta mijlocul lui AC, o luat-o de 20 și asta o luat-o numai de 10. Și o trasă exact la mijloc, o dus-o de 10. Adică 5 deoparte și 5 deoparte, da? Ca să nu iasă pătrat. Și tocmai la unii pe acestea, capetele, și ce obținut este un paralelogram. Special, un paralelogram, că laturile opuse sunt paralele, două câte două. Acum dacă... Deci eu obținutul este un paralelogram cu laturile opuse paralele, dar și congruente, două laturi apropiate congruente. Prof, dacă ne uităm cum am împărțit el în formă de cruce... Cruce. Da, sunt niște triunghiuri. Da, sunt patru triunghiuri egale. De fapt, nu sunt patru, sunt mai mult. Sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da, 5, 6, 7, 8, da. Așa. Că deci... sunt 8 unghi. Așa, tu ai văzut pe ăsta 8 unghi, ăsta 8 unghi, ăsta ascuțit unghi de sus și de jos. Mm-hmm. Apoi ăstea 4 de aici, nu? Da. În final, ăstea două se numesc diagonalele paralelogramului. Da. Deci AC și BD se numesc diagonalele paralelogramului. Notează și tu A, B, C, D, cum o notat el și numiți-le pe astea. Deci, A, C și B, D se numesc, cum a zis că se numesc? A, C și B, D, diagonalele paralelogramului. Diagonalele paralelogramului. A, C și B, D, diagonalele paralelogramului. Bun. Ce figură mai trebuie să faceți după aceea? Nu mai avem, dar e alt exercițiu. Hai, alt exercițiu. Vom vorbi despre rombă. Desenează trei dreptunghiuri diferite, toate având lățimea de 1 cm. Pot să fac eu? Sigur. Yeah. Lăsăm pe ea acum așa, nu? Da. Las că se sterg eu și să
Deci să fac desenăm câte dreptunghiuri? Desenează trei dreptunghiuri diferite, toate având lățimea de un centimetru. Deci toate lățimea de un centimetru? Lățimea e cea lungă. Lățimea. A, da, lățimea cea mai scurtă. Da. Așa. Deci, și lungimea o facem de cât vrem. O facem de cât vrem și mai mare decât un centimetru. Da, adică trebuie să desenăm unul... Facem unul echilateral. Dar nu e dreptunghi, nu a zis triunghi. Un dreptunghi. Păi cum? E mai simplu să dreptunghi. Da. Fac cu linia? Avem cu linia. Nu. Atunci dacă vrei și cu linia, nu poți să iei de un centimetru, că e foarte mic. A, păi iau de... 5. Bine. Sau de 10, ia de 10. Da, iau de 10. Ca să păstrăm o proporție, să se poată vedea. Da? De 10 și... Și asta o iau de toată linia, de 20. De 20. Da, fac. Așa. Da, aproximativ. Deci trebuie să păstrăm aceeași lățime. Adică, astea două trebuie să fie paralele, da? Mm-hmm. Și venim cam așa. Da. Așa. Da? Notăm acolo ABC, D, da? Și tot din nou un alt dreptunghi. Desenează un alt dreptunghi. Tot cu 10. Da, tot 10, ca așa ai spus. La toate 10. Și ăla e mai mare, sigur că da. Așa, foarte bine. Și mai trebuie unul? Tot cu lățimea de 10. Da. Și lungimea iarăși o altă lungime decât la cele două. Sigur că da. Cu alte cuvinte, ai desenat trei dreptunghiuri cu aceeași lățime, dar diferite ele, pentru că ai avut o grijă să nu iei două lungimi egale. Adică la două dreptunghiuri de aceeași lungime. Dreptunghiuri cu aceeași cu aceeași lățime, da? Bun, mergem mai departe să vedem ce mai... La un dreptunghi, dacă ar fi să analizăm ce lucruri importante merită să rețineți. Ce are dreptunghiul? Are laturile de sus... Laturile două câte două paralele, da, și egale. Paralele. Da, laturile opuse paralele două câte două. Egale, paralele egale. Și are... Toate unghiurile au 90 de grade. Foarte important. Toate unghiurile au 90 de grade. Încă ceva. Dacă aș duce diagonalele, ce părere ai despre diagonale? Adică, diagonala înseamnă așa. Da, am zis da? Ce înseamnă diagonale. Bun. Deci, ducând diagonalele, ce poți să spui despre diagonalele unui dreptunghi? Ele așa, dacă le măsori, cum se par? Se pare egale. Egale. Și așa este. Diagonale sunt egale și se și înjumătățesc. Se intersectează într-un punct aici încât OA e cât OC și cât OB și cât OD. Exact. Da. Deci la un dreptunghi diagonale sunt egale, se înjumătățesc. Câte triunghiuri s-au format ducând diagonale? Ia să le vedem. Câte triunghiuri? Șase. Pusler. Da. Șase. Este acest triunghi. Care este? A,
B, C. Da. Este A, D, C, 2. Da. Este... Deci așa a zis. Vezi, bă, e greu să ne poți arăta cu degetul. Mai bine citim. A, O, B. A, O, D. A, da. A, B, A, O, C. A, O, C. Da. A, O, D. După A, A, O, A, B, C. A, B, C. A, D, C. A, D, C. A, A, B, C, D. Așa. B, A, D. Și B, A, D. Da, A, B, D. Deci sunt 8 triunghiuri. Haideți să vorbim despre ele câte ceva. Ce părere aveți despre triunghiul A, O, B? Ce avem A, A O, B? O, este echilateral. A, O, B? A, O, B din desen, din desen. B? Da. Formează un triunghi scutit. Un triunghi scutit. Au bând din punct de vedere al, după unghiuri, este ascuțit unghic, da? Este ascuțit unghic, că toate unghiurile le vedem mai mici. Dar din punct de vedere al laturilor, tocmai am povestit. Că două sunt egale și... Cum se numește când două sunt egale? Sigur două. Isoscel. Deci au... Ai, mă uitam la B, O, C. B, O, C și el este la fel. Da. Tot cu două... Că am zis că într-un dreptunghi, diagonalele sunt egale și se înjumătățesc, da? Într-un dreptunghi, diagonalele sunt egale și se înjumătățesc. Deci, vreau să portăm discuții până la capăt despre, despre asta. Mai insistăm un pic. Deci, Noeme, ce fel de triunghi este A, A, O, B? Este triunghi isoscel. Triunghi ascuțit unghic isoscel. Dar, D, O, C? Isoscel. Cum ți se pare A, O, B cu D, O, C? Sunt egale, așa, triunghiurile astea? Da. Sunt adică egale. Da? Da. Sunt la fel. Că dacă l-aș lua pe ăsta și l-aș pune peste ăsta, l-aș se suprapune, da? Da. Deci A, O, B și D, O, C este sunt... Este ca o oglindă. Așa, așa, perfect. Dar despre B, O, C și A, O, D, ce poți să spun? Sunt egale. Ascuțit unghii. Nu sunt ascuțit unghii. Ca un unghi de ăsta, da? Da, este, sunt triunghiuri optuzunghice isoscele. Asta e cât asta, asta e cât asta. Și cum spuneam, dacă le-aș suprapune, s-ar suprapune perfect, da? Dacă le-aș pune una peste altul, da? S-ar suprapune perfect. Deci iată că am desenat acele trei dreptunghiuri, da? Trei dreptunghiuri diferite și am insistat la unul din ele mai mult și am descoperit foarte multe lucruri. Deci le desenăm. Așa, de dimensiuni diferite, nu? Lățimea este aceeași tot timpul, lungimile modificăm și avem trei dreptunghiuri diferite. Dreptunghiuri cu aceeași lățime. Cât mai avem aici? Acum 54. Da, oprește-te. Revenim.